Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou episod din GTA San Andreas. După cum vedeți și din titlu, cineva m-a creat pe joc aici, așa că hai să vă arăt. De data asta, skin-ul nu mai este pus pe un caracter simplu. Este direct pus pe, cum se cheamă, pe unul dintre ăștia mai clasici. Trebuie să derulez multe la 217. Până acum doi băieți sunt candidați pentru cel mai șmecher skin cu mine, printre care doar un skin a fost făcut. Mai un băiat care lucrează și care lucrează la skin-ul său, dar e în faza beta, așa că momentan îl vedem pe primul, de la Wolfgang îl cheamă pe Discord și mai un băiat Adelin care tot așa lucrează să mă creeze pe GTA. Ia uitați-mă, a? Cât de sexy par, mă rog. Mersi că te-ai abonat tu careva acolo. Acum înțeleg ce pățește Cromero. A, și-am mai adăugat niște, astea mai aici, nu sunt balași. De dracu, caut și o mașină cu balași să vă arăt ceva la ei. Uite, vă place? A pus la balaș. Astea de pe Minecraft, v-am zis, de pe Fortnite. Era la drag de Fortnite. Am creat aici, am mai băgat un mod din ăsta cu balași din Fortnite, că de ce nu? Hai, stai jos. Nu merge să dau, nu știu de ce sunt buguite salvele. Când salvezi se buguiește. Probabil că atunci când salvezi trebuie să fac în așa fel încât să nu mai am skin-ul pus, că poate se buguiește salvarea și de-aia. Dar mereu când vreau să folosesc o salvare îmi dă not responding. Dar de ce? Nu înțeleg. E, măcar avem aici caracterul cu mine. Seamănă cât de cât așa. Probabil că acum o să zici, bă, ăsta nu-i părul tău. Bă, ăsta nu-i părul tău. Ba da, dacă mi-aș lua vârfurile cam așa aș arăta. Sunt un pic cam slab aici și cam alb, dar asta nu-i problemă. E polițaiul aici? Hai că am să fiu mai silențios. Așa. Dar armele astea că o să am nevoie de ele mai încolo. Uite alți. Balaș, am dilit și pe ăștia, bun. Hai să merem. Să merem acolo. Dacă sunteți pricepuți cu chestii de genul și pățiți și vă, și ați pățit gen când vreți să vă jucați, să fie mereu buguite salvările dacă ați avut skin-ul pus, să-mi spuneți dacă ați pus chestia asta, că nu înțeleg ce are. M-am prins să tot încep de aici, de la începutul jocului. Că dacă vreau să joc de pe salvare, nu pot să pun skin-ul. Ba, e direct buguită și îmi dă not responding jocul când intră pe salvarea respectivă. Ori... când vreau să pun skin-ul, pac, a dat crash. Bine, nici San Andreas nu este un joc prea, wow, prea mișto optimizat. Adică un joc din 2004, ce pretenții să ai? Mă gândeam și culmea, Limbă și Codrin și Ovidiu în același cadru. Nu vezi asta zilnic. Mă gândeam la un moment dat să, cum se cheamă? Să fac, dacă tot merge să creăm așa youtuberi. Mă consider youtuber, deși nu-mi dau aere de influencer. Ar fi mișto să facem o serie de asta de GTA modat, dar full modat, adică facem un dă la românesc de 100%. Polițiști să fie garcia, jandarmi de ăștia, nu știu, șeful de la jandarmerie care dă ordin să ăstora să bată protestatarii. Așa. Domnul polițist, lăsați-mă în pace, domnul polițist. Așa, și-am scăpat și de bulangii ăia. Deși mașină scumpă și prin Los Santos, îmi căutam mașină pentru mine, nu prea găseam niciodată de ciordit. Uăleu, ce... deci am delit polițistul cu o bicicletă. Mă cred Bucharest by Traffic acum. Bună dimineața și bine ați dat. Ați venit la un nou episod pe bicicletă în Los Angeles de data asta. Adică ce, dacă el merge prin Europa, eu merg direct prin America. Bă, da, ce BMX. Asta care e, el joy-ul ăla. Bă, mi-a venit idee, băgăm un mod de biciclete în San Andreas, dacă se poate. De-astea cum le are Bike Traffic, numai de la el joy, de la BMX, de la ce are. A, i-am dealit pe ăștia și nu-l mai pierdem pe suite. Dacă putem să mergem liniștiți, hopa, direct drifturi așa. Mă, deci pentru misiunea asta era mai potrivit Bucharest by Traffic, că suntem cu bicicletele. Dar mă rog. Haide! Poac! Bă, grasul ăsta cine dracu să punem? Căci Codrine pe suite, ăsta oricum e villain. X-Leader, pe cine dracu să punem în locul lui Big Smoke să fie așa mai gras?
Ceva politician gras care ne fură, dracu, să-l ia. Deci dacă vă pricepe să, nu știu, să facem pe Garcia dacă e. Ăsta, pe... Pe ăsta, Andreea, să-l avem în loc de milițeni, ar fi genial. Nu știu, ar fi o idee să fac o serie de-asta odată. Cine e cu mine, să-mi lase comentarii. O să fie greu, dar măcar o să fie un proiect absolut revoluționar pentru YouTube-ul românesc. Tot așa, în locul Raider, să pun pe altcineva să caut. Și cum mai sunt alți villain pe care o mor de-a lungul jocului, să fie, nu știu, Stalin, Hitler, să-i împușc. Sau în locul ăsta lui Big Smoke să fie... Ceaușescu, dar nu vreau să-l împușc pe tovarăș. Văd eu. Deci dacă aveți idei de-astea să facem o serie 100% modată. De la... personaje până la mașini, că mașini găsim moduri de mașini până. Băgăm loganuri, daci, dastere și gata. Și câteva BMW-uri de-alea cu volan pe dreapta și e direct România aici. Ai obosit, a? I got with them motherfuckers though, sold them niggas who's gangster. Rider, nigga. So when you leave. Oie, mișto ar fi la subtitrări aici, să-mi la subtitrări. Things is fucked up. Și că scrie acolo în loc să zic că CJ să zic o video, să zic că OV, CJ OV, hai că mere pe scopea așa. Dar nici n-are bâinile pe ghidon, Big Smoke. Al rap, uite-l pe Ryder ce face. Gia, and get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. Ce zice, mă, să mă tund? Aoleu, mă trimit ăsta la frizer. Da, mă, știu că ai să salvează. Dar nu poți să-ți dești că n-am chef să salvezi. Bun, nu-i nevoie să salvezi. Hai da la Ryder, mă duc la frizer, ce să mai... Mare clickbait și fac acum că m-am tuns. Show me how they drive on the East Coast, homie. Să-mi spuneți cum vi se pare skin-ul ăsta. Mie unul mi se pare foarte mișto cum m-a creat aici. Deci e destul de ok. Da, sunt un pic mai negru, dar în rest merge. Deci dacă vreți să faceți și voi skin-uri cu mine, vă aștept. Sau și cu alți youtuberi dacă ieși. Punem așa în locul meu. Nu știu, punem pe... Pana mea. Să joc cu Bucharest by Traffic, să joc cu Dani pe net, să joc cu Codine, am jucat. Mi pun pe Dracu și pe Roberto, că am skin-urile cu Dracu și cu Roberto. Au venit la pachet cu Codrin. Gata, îl vedeți aici pe video la freezer, ceva nemaipomenit, nemaivăzut pe aceste meleaguri. Hai. M-a transformat în negru, uite, acum sunt ca acum, doar că eu am părul lung. Bă, dar care era, bă? Flat top cut, nu. Carl. Height fade, e. M-am tuns ca John Cena, nici nu se observă. Și ăsta cum era? What the hell is that? Stai și ce dracu... A, asta e mustață, nu? Așa, mustață de mexican. Bă, bărbierul ăsta din GTA seamănă cu doctor care m-a operat. Tot așa avea părul și barbă. Bine, nu era negru. Bă, ce de la haine merge? Bă, nu v-am explicat care e faza cu hainele, ce n-am vrut așa. Am un tricou cu imprimeul ăla cu Dracula. Am poze pe Instagram, puteți să-mi dați follow, aveți Instagramul meu mai jos. Și pe spate emblema de la canal pentru cine nu știe să caute, că dacă vede emblema aia, poate, poate. Și nu știu dacă am putut să zic de ce dracu am pus în 2K. Am vrut să fac cel mai calitativ videoclip cu GTA San Andreas pe tot YouTube-ul românesc. Hai să jefuim aici pizzeria, mă rog, mă, să iau pizza în cazul meu, ar trebui să fie un Lidl și să fie gogoși de al Dilgalea sau moartea mea, gogoșile alea cu ciocolată, alea la un leu și puțin, nu alea umplute cu ciocolată, alea pufoase și doar așa cu glazuri pe deasupra, bă, a, ba, alea sunt bană cerească, hai dă-mi fămea și pe una apoi că sunt demeciuit. Hai că vine acum și ăsta să fure. Hai că da.
give up the money. Give up the money. This is a rape. Ryder, not this again. It ain't me, fool. No one else is that small. I feel sorry for your dad. Shit, you crazy. Let's get in locul Ryder ar fi bun imogen, că... Tot așa a avut și el problemele alea, viciile alea când era mai tânăr și... Cred că ar fi mișto, s-ar potrivi așa că și Ryder e cu vruienile sale în curtea în spate, dacă mă înțelegeți. Na, nu vreau să bat un apropo că Imogen e nasol sau ceva genul că a avut asta. Aia cu toții facem greșeli, l-a avut pe o să recunoască. Mă rog, deci dacă pricepeți la creat caractere pe lângă Off-Gang de pe Discord care mi-a creat skin-ul și Adelin care lucrează la el și în faza beta, dacă mai sunteți și alții ce vreți să mă creați pe mine sau pe alții tuberi, eu vă aștept. Vorbim pe Discord. Dacă aveți nevoie de băieții aceștia să vă creeze și pe voi să vă facă caractere pe GTA, vă înțelegeți voi, sigur vă găsesc comentarii. Așa că dacă vreți, aveți nevoie de un modder pentru GTA să vă creeze, vorbiți cu Adelin sau cu Off-Gang. Sigur, dacă scrieți un comentariu că aveți nevoie de modder, o să vă răspundă, o să le vadă. Mă rog, hai să fac și o misiune aici cu Sweet pentru că, na. E Codrin. Deci e cratinul ăsta. Bun. Hai Codrine. Era o idee aici să fie Codrin cu Echo, să fi jucat cu Codrin și locul lui Sweet să fie Echo. Era o chestie. Și aici să fie golful ăla lui Echo cu numere de bihor. Mamă ce mișto ar fi fost. Dar cred că, dar e totuși greu să faci caractere de-astea, adică... Numai cât s-au chinuit băieții ăștia să mă creeze. Le-a luat ceva. O idee mișto de-asta de spray, dacă se poate să fie, nu știu, muie PSD în loc de Grove Street for Life sau... ce dracu să mai fie? Bazooka să scrie? Că și aia un clip în care scriau Bazooka cu grafiile ăla de la melodia Shot of Fuck, una veche. Melodie veche, dar mă rog, veche. Nu știu. Acum câțiva ani. Da, chiar, întrebare întrebătoare, că tot îl avem aici pe Codrin în clip. Cred că singura dată când o să vedeți un selfie cu mine și cu Codrin, aici în GTA. Ia uite. Au un șofer, băi, Codrine? Hai că te duc acum. A intrat buriarea în mașină. Sigur că o să mă vedeți în același cadru pe mine și pe Codrin. Joc aici. Bun, hai să-l ducem aici. Să umblu la radioul de la joc, că știu că e un post de radio al jocului, nu mai știu care, pe care ți-l poți face, mi se pare că... user track player ăsta era. Bage aici melodiile tale. Pe GTA 4 știu că era Independence FM, parcă. Pe ăla știu că îl modasem, băgasem niște melodii. Și aveam un melodie la Cargo și primesc copyright mereu pe melodia aia. Când am un clip în care aveam radioul pornit la GTA și s-auzea melodia de la Cargo, aia... Povestire din gară, nu din dubă, nu sunt eu, da? Bine. Un videoclip a fost blocat pentru încălcări drepturi de autor. Că poate nici n-avea copyright și acum au băgat direct. N-ai fost pozezi nicăieri, direct copyright. Să șteargă clipul. Vă plac bala și ăștia Minecraft. Bine, sincer, Minecraft-ul nu este un joc chiar de când este șmecher. În Minecraft-ul mai ne puneam cu dăște din Fortnite. Dar... Are ce căuta Fortnite la mine pe canal. Am zis de câteva ori că e un joc ce, pe care nu-l suport, că e nașpa. Părerea mea, ce puțin mie nu-mi place. Dacă nu vă place că nu-mi place, să fiți sănătoși. Că mai sunt de aia. Cum poți să spui că Fortnite e de căcatul de dracu? Da, na, ăsta e YouTube-ul plin de copii. Grocery for Life, trebuie să spui Bazooka for Life. Oricum Codrin e mare fan GTA. Bă, cum ar fi să vadă Codrin că apare aici pe GTA? Oricum știu că e mare fan San Andreas Codrin. Sau mă rog, GTA în general. Hai să-l ducem și pe... ăsta și când salvez, să-mi scot skin-ul, că poate de-aia nu... Balaș! Hai, mai e unul de călcat. Hai, dă-mi coace arbele astea, că eu nu vreau să-mi bag coade. So you got it?
Ia că mai am un spray, hai să-l fac și pe ăsta. Bă, dacă e careva prin comentarii care se pricepe la modat și GTA 4 și 5 să mă creeze acolo, e un geniu. Ar fi mișto să mă facă și pe GTA 4 sau 5. Hai, pe GTA 5, dacă mergi să-mi pun caracterul de pe online, pe ăsta ar fi mișto. Hai că m-am suit așa, m-am pus cu curul pe codrin. Hai, Corea, că te duc acasă acum. Văd că de la modul ăsta de Cleo, că dă un pic parcă și la texturi, nu mai merge să sar pe aici, e blocat. Nu se mai rupe podul, că mai foloseam așa să mă duc înapoi în Grove Street. Văd că la ăsta, la caținuri, se vede pe vedere normal, nu-l prea uai. Uite din nou, Ovidiu și cu Codrin, singuri. Singura dată când se vedeți în același cadru. Ai văzut îmbrățișare ce am aici cu Codrin? Bă, cam seamănă să stau cu Codrin acum, că oricum am mai slăbit. Bun, am respect upgrade-uri așa, bla bla bla, spray camera, bla bla bla, bun. Ia să iau camera de acolo să bag un vlog, un vlog de la Blanao. Și salvez, dar o să scot skin-ul că mi se buguie salvările și nu ți-l deci. Și dacă mi se buguie salvările, e căcat rău. Bun, stai că nu aici era camera, era în partea asta. Hai, mare vlog ce fac acum. Aute și spray și camera, bun. A scos spray, văd. Așadar, și prin urmare. Salutare, dragi tovarăși, bine ați dat click la un nou vlog. Astăzi, după cum vedeți, suntem într-un travel cu... Așa, bun. Suntem într-un mare travel. Am mers până la Los Angeles, suntem aici la hotel. Mă, pentru chestia asta ar fi bun backpack your life, că ăla călătorește mult și... Are ta mai camera cât asta o care fac ăștia poze în GTA. Mă rog, hai că joc prosteala. Acesta a fost și videoclipul, sper că v-a plăcut. Deci dacă vă pricepe și voi la moduri și vreți să creăm mai mulți youtuberi, personaje românești să le avem în GTA, vă aștept în comentarii. Case nu cred că merge să modificăm, să facem case românești nu de case de-astea de ghetto. Hai că am și o leacă de arme, sper să mai fie buguite salvări. Ia să încerc acum să intru pe salvarea asta mai buguită, că și când vreau să pun skin-ul, se buguiește efectiv. Ia să vedem. Dacă intru așa, bun, și vreau să-mi pun skin-ul, merge. Deci trebuie să nu salvez cu ăsta, cu... Cum se cheamă? Să nu salvez cu skin-ul pus, că se buguiește salvarea. Ok, iar sun aici. Mă rog, deci cam ăsta a fost și episodul de GTA San Andreas. Stai, chiar și m-am pus hentai-ul ăsta așa. Bă, dar nu înțeleg pe ăștia că se uită la hentai. Ce dracu le place să ofrece pe niște desene animate, frate? Care ar trebui să fie semnificate și de... Să fie, da... În mod normal, astea în hentai sunt și minore, deci e cam aiurea. Bă, și altă chestie mi-a trecut acum prin cap. Cum de Denis sau alte personaje fete pe aici, Catalina... drag să le ia, nu mă știu. Sunt personajele astea feminine în GTA. Cum ar fi să băgăm niște personaje astea feminine cunoscute și pe la noi? De exemplu, cum de pun, o pun mereu un thumbnail pe asta, pe Belle Delphine când fac Omega, că tot am făcut aseară Omega. Că nu știu când pun clipul, dar aseară față de când filmez, făcuse live pe Omega. În loc de Denise sau de Catalina să fie Belle Delphine. Sau moderatoarea noastră, asistenta de pe discursul avem acolo. Sau habar n-am, chiar ar fi mișto. În fine, hai că o să încheie aici oricum că deja am lungit-o prea mult. Să-mi spuneți cum vi se pare skin-ul ăsta al meu de pe GTA. Mie unul mi se pare chiar foarte mișto. Și la haine și la tot. Deci am tricoul ăsta cu Dracula, de am poză pe Instagram. Nu știu câte poze cu tricoul ăsta. Mi-am pus emblema de la canal că îmi place mie emblema. Niște pantaloni de genul chiar am. Mă rog, de fapt da, sunt cam decolorați un pic, deci cam așa ar fi. Și Adidas, da, am niște Adidas din genul ăsta. Numai că interiorul sunt verde și parcă și returile sunt verzi. Nu mai știu. Mă rog, deci cam acesta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut. Lăsați-mi sugestii în comentarii cu ce moduri să mai băgăm. Dacă îi băgăm biciclete ca lui Booker's Bike Traffic. Și cam atât. Ne vom auzi data viitoare. Ciao, les!